Știm faptul că Timișoara este unul dintre cele mai importante centre universitare din România. Aici studiază zeci de mii de tineri și tot aceștia aduc un plus de culoare urbei. Dar oare știu tinerii ce semnificație are ziua de 3 august? O echipă a teleuniversității a pus această întrebare mai multor persoane, iar părerile sunt împărțite cu privire la semnificația zilei de 3 august. Știi cumva de ce în data de 3 august este sărbătorită ziua Timișoarei? Nu. No. 3 august e ziua Timișoarei. Știi de ce e considerată data de 3 august ziua Timișoarei? Nu. Știi cumva ce se sărbătorește în data de 3 august? Nu știu, scuze. Ok, e ziua Timișoarei. Știi de ce e considerată data de 3 august ziua Timișoarei? Nu. Știi ce se sărbătorește în data de 3 august? Ziua Timișoarei. Ok, bravo, și știi de ce? Ce s-a întâmplat mai exact? 100 de ani de la instaurarea românească. Pe intrarea armatei române în Timișoara. 3 august, ziua orașului. Ok, și știi de ce este considerată data de 3 august ziua orașului? În primul rând, este o zi, este, dacă nu mă înșel, este anul ăsta să prinde și cu ziua când a fost eliberat orașul de Imperiul Austro-Ungar, dar este și ziua în care a fost atestat orașul documentar. Manifestările dedicate zilei orașului au început de joi și se vor încheia duminică.